Moș Crăciun, însă cu siguranță vrem să facem gălăgie. În studio, un nou invitat, bun găsit, Alexandru Ion, antreprenor și gamer. Și dacă sub pomul de Crăciun vom găsi și un joc, ne declarăm satisfăcuți și mulțumiți, nu? Da. Salut! Da, de fapt ar trebui gamer și antreprenor. Îmi place atât de mult să mă joc încât m-am gândit să fac și business în direcția asta. Așa am ajuns antreprenor. Bun. Noi te-am invitat ca să te întrebăm. Cum a fost anul 2017 pentru gameri? Ce jocuri super tari ai testat? Care ar fi topul tău? Și să ne pregătești și pentru 2018. Pentru cadourile, pentru diseară sau pentru anul viitor? Ok, sigur. Ce să spun? Deci, în primul rând, să definesc un pic piața jocurilor. Industria gamingului este mai mare decât industria filmului, așa că ea este foarte clar segmentată. În primul rând, avem jocuri pe calculator și pe consolă, apoi avem partea de mobile, care deja am dezbătut-o. În materie de jocuri pe calculator, jocul anului clar este PlayerUnknown's Battlegrounds. Jocul încă este în beta, a fost lansat pe 23 martie și are deja 23 de milioane de copii vândute, în condiții în care el costă $30. A fost și premiat ca jocul multiplayer al anului, na, din punctul meu de vedere, jocul anului by far. Dacă cineva vrea să facă un cadou în seara aceasta, da, e o idee bună. Un key de player am nou pentru că am să fie un cadou bun. Așa, ce să mai zic? Bun, el practic introduce un nou mod de joc, este de tip Battle Royale. Practic ești parașutat dintr-un avion pe o hartă care simulează viața reală și ești singur versus 99 de alți jucători. Fiecare pentru el obiectivul e să câștigi și el se poate juca și la dublu și în squad, adică în echipe de 3. Alte jocuri care ar mai merita menționate, Destiny 2, care este publicat de Blizzard Activision, una dintre cele mai de succes companii din industria gamingului. El este produs de Bungie, dar publisherul este Blizzard. Jocul este foarte popular deja și este jucat și pe console și pe calculator. Ca în fiecare an, jocurile de la EA Games, FIFA, NBA, 2018 au fost așteptate, au milioane de utilizatori, milioane de fani, na, și fanii sportului. Și după cum am aflat anul acesta, Laurențiu, noi am constatat că este și un sport. Da. El are o echipă de Counter-Strike, el... Și aici este zona de antreprenoriat, într-un fel. Da, zona de antreprenoriat. Și avem și o curiozitate, pe ce loc speri ca echipa ta să fie anul viitor și câte battle-uri să câștige? Eu mi-aș dori să ajungă la un minor sau la un major. În momentul de față sunt undeva în top 50 mondial, top 20 în Europa, dar încă n-au ajuns la cele mai mari competiții, cele organizate de Valve, de producătorul jocului, practic. Bun, deci, hai să ne uităm spre anul următor, nu? Domnilor, 2018, bate la geam... Ce facem în 2018? Ce așteptăm în materie de jocuri? Sunt mai multe jocuri. Far Cry 5, care mereu a excelat printr-o grafică excepțională. God of War, care este exclusiv pe PlayStation. Este la, nu știu câte ediții. Anul ăsta, în loc să omorâm zeii greci, o să omorâm zeii nordici. Au schimbat un pic tematica, o să fie foarte interesant. Un joc de tip fighting, cum ar fi Mortal Kombat, apare Dragon Ball FighterZ, care este destul de interesant. Și Batalion 1944 este un alt first person shooter care este produs de fanii Call of Duty 4 și acest joc și-a propus cumva să detroneze Counter-Strike ca sport electronic, ca first person shooter. Să știi că următorul robot pe care o să-l prezentăm pare să fie desprins din jocurile acestea. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Îți mulțumim, Alex, că ai fost alături de noi. Te așteptăm.